United a suferit la Timișoara primul eșec din acest sezon. Elevii lui Davida Sandei își pot lua revanșa în partida de duminică, în care întâlnesc echipa campioană în City-ul Târgu Mureș. Bineînțeles, trebuie să ne refacem toți jucătorii. Ideea este că noi, până la urmă, suntem în continuare sus, suntem în obiectiv, nu avem decât o înfrângere după 10 etape. Spun eu că este un parcurs foarte bun, există și aceste rezultate prin care avem de învățat și din înfrângere învățăm foarte multe și vom merge mai departe. Spun eu, ne vom căli și vom avea rezultate mult mai bune pentru viitor. Așteptăm cât mai mulți spectatori pentru meciul cu Târgu Mureș, pentru că suntem echipa care suntem totuși sus acolo în clasament, în primele trei. United poate câștiga partida de duminică. Echipa din Târgu Mureș nu se află într-o perioadă fericită, iar gălățenii vor avea și atuul publicului.